Grecia intră în carantină națională până la sfârșitul lunii. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp de premierul grec Kyriakos Mitsotakis în contextul creșterii alarmante a numărului de infectări cu COVID-19. Începând de sâmbătă dimineața până la data de 30 noiembrie vor fi închise toate centrele comerciale cu excepția magazinelor alimentare, farmaciilor, benzinăriilor și școlilor primare. Vorbim despre măsurile din Grecia cu Mihaela Lambrinidu, jurnalist român stabilit în Grecia. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua tuturor, bună ziua. Spuneți-ne cum au primit Grecia această veste. Era mai mult sau mai puțin așteptată această știre deja de câteva zile. Fuseseră deja instituționate carantine locale în nordul Greciei, în orașele mai mari ale țării, la Salonic, la Seres, în orașul Larisa. Deci ne așteptam că ar fi fost următorul pas al guvernului într-o asemenea situație, având în vedere că cazurile din ultimele zile, cazurile pozitive confirmate din ultimele zile, au alarmat guvernul și, firește, autoritățile sanitare. Au crescut mult aceste cazuri în ultimele zile, am tot dat cine. Da, adevărul este că în ultimele zile cazurile confirmate depășeau 2500-2600 de noi infectați, să zic așa, cu COVID-19 și numărul deceselor a crescut de la 2-3 pe zi la 18, deci, într-adevăr, aveau toate motivele autoritățile să fie alarmate și să ia asemenea măsuri ca să întâmpine o agravare a situației. Sunt revoltați grecii? Nu cred că sunt revoltați, tocmai pentru că ne așteptam la așa ceva. Bineînțeles că este un disconfort în viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi, dar am mai trecut prin asemenea situații și de data aceasta aș putea spune chiar că este un pic mai relaxată întreaga situație și restricțiile, având în vedere că suntem deja obișnuiți cu ideea din primăvară, așa cum a fost, dar și deplasările se fac un pic mai ușor, deși, firește, cu declarații pe proprie răspundere, care sunt trimise prin mesaje electronice la un anumit număr de telefon, în funcție de motivul deplasării. Bineînțeles că numai în incinta periferiilor se face această deplasare, nu putem depăși periferiile, deci de la județ la altul nu se poate deplasa nimeni. Gimnaziile și liceele vor fi închise și cursurile se vor desfășura prin videoconferințe. Școlile primare și anumite școli speciale pentru persoanele cu dizabilități sau anumite situații excepționale vor funcționa, la fel și grădinițele. Vor fi polițiști pe stradă de sâmbătă? Vor fi, da, așa cum s-a întâmplat și în primăvară, pentru a verifica dacă într-adevăr fiecare dintre cetățeni dețin actele necesare și motivul deplasării care trebuie trimis înainte de plecarea de acasă, fie pe cale electronică, fie printr-un formular pe care trebuie să îl completeze la ieșirea din casă și să-l aibă finanță, să-l dețină atunci când este pe stradă. Există posibilitatea prelungirii acestui termen? Intenția guvernului este să rămână până pe data de 30 noiembrie, dar dacă totuși prognozele nu vor fi atât de favorabile după primele două săptămâni, se va reexamina situația și vor fi luate măsurile corespunzătoare. Intenția este să nu se prelungească și sperăm că așa o să fie, având în vedere că intrăm și în luna decembrie, luna sărbătorilor, unde viața comercială a Greciei trebuie să fie readusă cât de cât la normal. Da, având în vedere că 40% din cifra de afaceri în Grecia, cifra de afaceri comercială, se face în jurul sărbătorilor de iarnă. Deci, cred că nu va fi nevoie să menținem această situație extraordinară. Da, mulțumim tare frumos pentru această corespondență. A fost Mihaela Lambrinidu, jurnalist român în Grecia. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la jurnal.